Dacă spui doina popa, spui art media, iar prin aceasta vorbești despre teatru, despre cultură, despre multă muncă și dragoste pentru frumos, despre perseverența și pasiunea puse în slujba dezvoltării semnificației și profunzimii cuvântului, completată de arta regizorală, decor, costumație. Din cei 85 de ani de viață pe care îi va împlini în 25 iunie, Doina Pop a dedicat în cadrul Teatrului Național Timișoara și al Fundației Culturale Art Media șase decenii bucuriei de a trăi în lumea artiștilor. Fundația Culturală Art Media a luat ființă în anul 1992 când Doina Popa împreună cu Lucia Nicoară și cu sprijinul maestrului Radu Beligan, a pornit pe acest drum temerar, oferind publicului într-o seară de octombrie o primă reprezentație cu Tache, Ianche și Cadâr, avându-i distribuție pe inegalabilii Demrădulescu, Radu Beligan și Ion Lucian. Povestea ei e frumoasă, e unică, datorită poate faptului că răsplata cea mai mare, constantă pentru superba trudă într-un teatru de zile mari, a fost și rămâne tumultul aplauzelor, recunoștința spectatorilor și emoția marilor artiști care au evoluat vreme de decenii la Timișoara, grație doamnei Art Media. Art Media are în palmares aproape 300 de spectacole de înaltă ținută, 120 de cafenele literare, 5 ani alături de școala de balet Rodica Murgu, 15 ani de premieri ale Olimpicilor Timișeni, alături de Mitropolia Banatului, o serie de evenimente caritabile în sprijinul copiilor, al persoanelor vârstnice și al spitalelor. Doina Popa a lăsat destinul Fundației Culturale Art Media în mâinile nepoatei sale, Ana Iacob, și al Adrianei Cnejevici, cea care i-a fost alături de mult timp. Să-i urăm așadar multă sănătate și tradiționalul la mulți ani Doinei Popa și să-i mulțumim încă o dată pentru tot ce a făcut pentru Timișoara, oraș al cărui cetățean de onoare este.